După interzicerea centralelor de apartament, românii nu vor mai avea voie nici cu sobe. Țara noastră s-a declarat pregătită să renunțe la sobele pe lemne sau pe cărbune, lucru care ar putea urma să primească și fonduri europene de 6 miliarde de euro. Românii nu sunt obligați, au oportunitatea să schimbe de la încălzirea pe lemne, care este și periculoasă, și poluantă, și cu costuri mari, la o pompă de căldură, și asta cu banii europeni. O singură condiție. Primarii, miniștrii, să aibă o strategie coerentă încât să atragă acei bani și să facă posibil acest proiect. Deci românii au doar de câștigat. Dar, într-adevăr, e o condiție. Foarte bine a spus, trebuie ca politicienii, primarii, trebuie să muncească. Noi nu avem o strategie care să dea o coerență. Ce a spus domnul prim-ministru este corect, da, într-adevăr trebuie să facem această tranziție, dar ar trebui să vorbească cu ministrul energiei și să vină cu o schemă de susținere a producției și a stocării din surse regenerabile, ca să avem un preț decent și să renunțăm la această plafonare care nu are nicio logică în context. Transgazul ar trebui să nu mai investească sute de milioane de euro în țevi de gaze. Un minister se duce într-o direcție, alt minister se duce în altă parte. Ministerul Mediului. Ministerul Mediului a avut prin AFM proiect de noua sobă. Să schimbăm sobele vechi cu sobe noi. Ăsta este proiect din 1940-1960. În perioada aia ar fi fost extraordinar. Noi suntem în 2024. Deci, vedeți niște programe șocante de-a dreptul. Și am impresia că, în primul rând, vă dau un exemplu, ei nu înțeleg noțiunea de eficiență energetică. Am auzit foarte mulți politicieni care asociază eficiența energetică cu un consum redus de energie electrică, ceea ce este total fals.